Cum ai trecut peste povestea asta? Dar nu am trecut pentru că sunt nevinovat. Eu sunt nevinovat, într-adevăr, b-a dat și niște... Dar ai spus exact așa? Mă tot întrebam, bă, zic, poate i-au fost interpretate cuvintele, poate a spus ceva. În primul rând, ce, trebuia să pun între ghilimele sau în paranteză că mă dezic total de personaj, că nu am nicio legătură cu război, cu crime și cu astea. Asta trebuia să... Asta se auto-înțelege. Da. Vorbeam de pace, de vremuri, de pace, 2008-2009, ruși, ucrainieni, ceceni, români, slovaci, brazilieni, toate națiile, camerunezi, eram o familie, eu vorbesc de vremurile alea. Iar la femei e alt context, pentru că m-au întrebat de niște femei ucise de, cu prostituție, cu nu știu ce... Dar și unul care, pe domnișoara Ioana de la voi, am înțeles-o. Perfect. Așa, ok, Mihai. Dar restul cu oamenii care au scris, nu cred că nu știu istorie, fanatism religios. Deci pentru mine știrea aia a fost... Acolo e ca și cum ai dat bună ziua, dar știi de când te naști că nu ai voie să greșești. Și am trăit un an jumate printre ei. Nu se schimbă nimic, absolut nimic, să fie clar. Aici, într-adevăr, suntem două lumi și două civilizații paralele. Okay. Paralele, nu avem nicio legătură cu ei. Și mi s-a spus clar de la început. Și am mai spus lucrul ăsta într-o emisiune. Așa. O singură oră am stat, nu cred că am stat mai mult de o oră, cu un cuplu, printre cinci cupluri. M-am uitat doar în paharul meu, în farfuria mea. M-am simțit foarte, foarte... Aveam o stare de neliniște, dar de ce? Nu ai voie să te uiți pe la femeile lor, că la toate lucrurile astea, nu e bine, s-a întâmplat și... Uite și acum, uite cum mi se face părul pe mine. N-am, o oră m-am ridicat mâna și nu s-a mai întâmplat, n-am mai ieșit. Pur și simplu nu, ok, sunt tradițiile voastre, le respectăm. Erai cu colegi, cu soțiile lor sau cu cine? Da. Okay, da. Nu, cuplul respectiv nu era o colegă. Ok, nu, erau în Caucaz, acolo erau și ceceni unde stăteam în Rusia la Chislovodsk, dar uite și acum îmi vine același sentiment. O neliniște totală și nu e... Nu e, și am stat, mi-am văzut de treaba mea, am plecat, nu s-a mai întâmplat și ei sunt cu ale lor, nu e. Asta am vrut să spun, e lumea lor, e civilizația lor și nu poate să-i schimbe. N-au cum, cel puțin deocamdată. A fost așa un balamuc. Da, a fost balamuc. Cum a fost zilele alea? A fost șocant. Da, săptămâna aia a fost șocantă, dar eu nu citisem interviu și nu mai dau niciun interviu prin telefon. Ah, ok. Pe cameră, ești jurnalist, nu te cunosc, pentru că nu-l cunosc pe domnul respectiv. Okay. Hai, avem telefoane, video și mai înregistrat și la revedere și înveți și reacțiile și înveți tot. Pentru că se înțeleg multe și o virgulă pentru un interviu la telefon, ție da. Mai am 5-6 cu care am crescut de 20 de ani, da, fără niciun fel de problemă, vorbim la telefon și poți să scrii. Okay. Dar cu cineva, pentru că primesc în fiecare lună cereri de interviuri în Turcia. Oamenii îmi trimit materialul cu o seară înainte și domnul respectiv, dacă îmi trimitea materialul cu o seară înainte, nu se mai ajungea, pentru că vedeam despre ce e vorba. Normal, așa se procedează când nu cunoști pe cineva. Okay. Ți-am mai spus, dacă vorbesc de asta tine... Asta cu datul materialului nu-s de acord, să dai materialul să-l vadă omul cu care... Adică dacă nu te cunosc, eu cred că da. Ok, mă rog, în fine, asta nu, e oricum, e o chestie de culise. Și în România, că au fost din provincie, spunem Iași, Craiova, Oradea, care au dorit un material cu mine și chiar mi l-au trimis cu o seară înainte. Ok. Că nu se mai ajungea la tot... Și eu sunt foarte, foarte liniștit pentru că știu că nu sunt ăla. Dar mulți oameni care nu mă cunosc, știu că nu ești asta. Adică foarte... A fost șocant, adică șocant, și pentru mine când am citit cum a sunat, a sunat rău, adică oricum a întoarce, a sunat rău. Plus că e război, omul e aliatul la dușmanul numărul 1, a NATO, a României. Dar iar trebuie să pun într-o paranteză, mă dezic total, nu am nicio legătură. Dar zice TPU că emigrează în Congo. Și domnul Popescu, toată lumea. Bine, reacțiile la ce vezi acolo, dementul ăsta, poți să spui lucrurile astea. Poți să le spui, dar după aia când afli și contextul și cum s-a întâmplat și toate alea, nu mai e, asta e. Crezi că îți va rămâne chestia asta sau crezi că vei scăpa de că e ca o coadă care rămâne un pic? Da, e o coadă. Cum simți? Că vei scăpa repede de ea sau? Nu știu dacă trebuie să scap, că eu personal n-am de ce să scap. Eu am spus doar adevărul și ce se petrece în lumea aia lor acolo, dar în vremuri de război. Ok. Ce s-a întâmplat în vreme de război.